Salutare la toți! Deci astăzi vreau să fac un experiment social, să vedem care dintre băncile din Moldova acceptă extragerea de pe un exchange cripto pe contul băncii. Dar înainte de toate vreau să vorbim puțin despre cripto. Practic, în Republica Moldova, cripto nu este absolut deloc reglementată, nu este o anumită lege, măcar cu cât se impozitează. Este un singur articol sau două articole prin 2017-2018, unde puțin explică cam ce sunt criptomonedele. Practic, de atunci, în 4-5 ani, s-au schimbat foarte multe. Republica Moldova, din păcate, încă nu a reglementat acest domeniu. După părerea mea, dacă ar aduce anumiți specialiști în acest domeniu și ar reglementa această zonă, statul nostru ar putea beneficia foarte mult. Și între timp vreau să vă arăt cam ce am găsit pe internet despre criptomonede din Moldova. Deci, pe site-ul la BNM sunt doar două articole pe această temă. Una este din 2017, alta este din 2018. Aceasta din 2018, practic, sunt câteva fraze, nimic constructiv. Să vedem în 2017, unde este mai multă informație, unde se zice că moneda virtuală este o reprezentare digitală a valorii și nu este emisă sau garantată de către o bancă centrală sau o autoritate publică. Sunt anumite riscuri asociate, spre exemplu, fraudarea operațiunii de convertire, nu este o garanție că moneda virtuală va fi acceptată de comercianți, suma poate fi debitată incorrect și tot așa. Ok, riscuri, despălarea banilor, riscuri referitoare la crime financiare, chiar dacă eu cred că cu banii cash se fac mult mai multe crime, pentru că practic asta ce nu înțelege, sau poate încă nu au înțeles statele, dar practic prin cripto, în blockchain, informația nu se pierde și practic eviți, poate nu chiar de tot, dar într-o parte foarte mare, spălarea banilor și tot felul de chestii, pentru că poți urmări fiecare tranzacție, de unde vine, unde a plecat, ce sumă și tot așa. Și după cum vedem, aici scrie că Banca Națională va monitoriza în continuare evoluția în acest domeniu, dar după cum vedem, deja anul 2022, din 2017, deci, de atunci s-au schimbat atât de multe, dar practic, de atunci am mai pus un singur articol în 2018 cu câteva fraze și asta e tot. Și în general, când scrim, dacă căutăm ce e impozit, dacă se impozitează în Republica Moldova activitățile din cripto, pe lângă site-ul BNM mai găsim încă două site-uri care practic este un site de zic așa, de business, unde și aici, chiar dacă este din Moldova, face referire la legile din România 2021, da, unde România se taxează cu 10%. Și mai este încă un site, juridicemoldova.media, unde la fel un avocat a încercat să explice cam care sunt legile în cripto, în Republica Moldova, cu cât se impozitează, dar la fel face referire practic la diferite, aici la început sunt cam ce ar însemna, că este un bun în internet practic. În Moldova, dar chiar și în lume, încă nu prea se înțelege, nu este o lege anume despre a deține un bun în internet, practic un bun digital. Pentru că până acum noi avem tot felul de documente pentru bunurile fizice, apartamente, mașini și tot așa. Pentru bunurile digitale, acum nu prea avem, legile nu sunt adaptate pentru aceste bunuri digitale. Dacă sunt taxate sau tot felul de alte chestii. Și mai jos aici putem vedea deja că se face referire la tot felul de alte legi din Europa, din Ucraina și tot așa, cam ce ar reprezenta.
o anumită monedă virtuală, vedem că reprezintă un cod de program, constituie rezultatul unor calcule matematice, practic se mai discută atât despre a deține cripto, taxarea, dar și despre a mina. Practic, în Moldova nu este interzis miningul, dar, cum și-am zis, ceea ce nu e interzis înseamnă că se poate. Practic, poți mina în continuare. Ok, și cu această ocazie m-am gândit să fac un experiment social, să sun la 8-9 bănci din Moldova, să-i întreb dacă acceptă tranzacție cu cripto, să scoți o anumită sumă dintr-un exchange pe contul băncii și să vedem ce părere au ei și dacă se poate face astfel de operațiune. Dar pentru a evita anumite conflicte, pentru că probabil ar trebui anunțați pentru că vor fi înregistrați, de asta nu voi spune cu care anume bancă discut, doar voi pune convorbirea și la urmă pur și simplu voi face o listă și voi zice care dintre bănci acceptă tranzacțiile cripto, care nu acceptă și tot așa. Pentru limba română, tastați 1. La ruscăvă. Dacă doriți să blocați cardul, să verificați contul sau să discutați cu un operator, tastați 1. Alo, bună ziua. Aș avea o întrebare, dacă mă puteți ajuta. Dacă aș vrea să extrag o anumită sumă de pe un exchange cripto în cont la dumneavoastră, ar fi posibil și care este limita? De pe un exchange cripto? Da, spre exemplu, de pe Binance sau de pe un alt exchange, transfer pe contul băncii. Ar merge tranzacția sau ar fi blocată? De pe un exchange cripto să faceți un transfer la contul băncii. Da. O clipă, vă rog frumos să așteptați. Ok. Vă mulțumesc pentru așteptare. Deci, ca să înțeleg, dumneavoastră veți faceți un exchange crypto, dintr-un exchange crypto, să faceți un transfer la contul băncii noastre, da? Da, și mă interesează dacă este posibil asta, pentru că am auzit că unele bănci blochează. Deci, eu vă sugerez să luați legătura cu contul, cu banca de la care faceți transferul, adică banca de unde faceți transferul. Păi, nu e o bancă, e un exchange. Din contul din exchange, spre exemplu, euro, va fi transferat tot euro în contul băncii. Mulțumesc că m-ați așteptat. Deci, din cele ce cunosc, că banca noastră nu are nicio restricție, dar vă sugerez să verificați legislația în vigoare referitor la licența acestui cont de exchange, dacă da. Permite și dacă este licențiat în teritoriul Republicii Moldova. Deci, am înțeles, dar așa o întrebare. Până acum a mai făcut cineva? Aveți informații dacă a trecut tranzacția? Ok, vă rog frumos. Este referitor la întrebarea care m-ați întrebat anterior. Cu părere de rău, nu pot să mă expun în situația dată. Din experiența mea de lucru, nu am văzut așa tip de transfer. Uh-huh. Am înțeles. Încă. Și nu pot să vă spun dacă au trecut sau nu au trecut, dar încă o dată repet, adică să verificați dacă site-ul sau banca expeditoare are licență și este licențiat uh-huh. pentru teritoriul Republicii Moldova. Am înțeles. Bun, mersi mult. O zi bună. Cu plăcere, o zi bună să aveți. La revedere. La revedere. Deci prima bancă nu ne-a putut oferi prea multe detalii. A zis că se poate, dar nu e sigur. Deci plus nu prea înțeles diferența între un exchange și o bancă. Ok, trecem la următorul. Pentru limba română, tastați 1. La ruscă vaizică, nașmite 2. Foreign în scurt timp, un operator va prelua apelul dumneavoastră. Alo, bună ziua! Aș avea o întrebare, dacă mă puteți ajuta. Aș vrea să extrag o anumită sumă dintr-un exchange crypto pe contul băncii. Ar trece această tranzacție? De pe un exchange crypto, spre exemplu, de pe Binance.
Doar că vă aud foarte rău. Site-urile care lucrează cu criptovalută? Da. Sunt blocate. Am înțeles. Până acum n-am mai extras nimeni. S-au extras, dar acum sunt blocate. Am înțeles. La orice sumă, indiferent de sumă? Indiferent de sumă, da. Despre ce este în baza de site. Mm-hmm. Am înțeles. Bine, mersi mult atunci. Zi bună. Bine ați venit la serviciul suport clienți. Pentru limba română, tastați 1. Belaruskava языка, нажмите 2. Pentru datorii sunt ocupați. Vă rugăm să așteptați. Apelul dumneavoastră va fi preluat de unul dintre operatori imediat ce acesta va fi disponibil. Alo, bună ziua! Aș avea o întrebare, dacă îmi puteți ajuta. Aș vrea să scot o anumită sumă dintr-un exchange crypto pe contul băncii. Va trece această tranzacție? Așa, deci cel mai probabil o să treacă. Cam auzit cazuri că de multe ori banca blochează contul pentru verificări sau pentru alte chestii. Am mai făcut? Până la ce sumă e permis? Și dacă a mai făcut cineva în trecut? Așa, o clipă, vă rog. Ca să înțeleg corect, dumneavoastră doriți din cripto, adică să treceți în... să faceți o scoatere pe contul dumneavoastră, da? Da. O clipă. Da, deci mulțumesc de așteptare. Spuneți, vă rog, numele, prenumele dumneavoastră. Eu o să revin cu un apel cum primesc răspunsul. Deci, Cotria Bancă a zis că se poate, dar trebuie să verifice și a zis că va reveni cu un apel. Deci, după ce va reveni, vă voi povesti și eu rezultatul. Bună ziua! Alo, bună ziua! Aș avea o întrebare, dacă mă puteți ajuta. Vreau să extrag o anumită sumă dintr-un exchange cripto pe contul băncii. Dacă este posibil așa ceva? Deci, uitați-vă, dacă pe site-ul acesta face parte din categoria site-urilor cu jocuri de noroc, deci atunci dumneavoastră nu o să puteți, sau pariuri sportive. Nu, păi asta e un exchange crypto, adică nu-i jocuri de noroc sau altceva. Spre exemplu, o anumită criptomonedă o convertesc în euro și după euro transfer pe contul băncii. Da, deci trebuie să transferați în cazul în care nu sunt site-uri de pariuri sau de, mă mai repet, de pariuri sportive. Uh-huh. Până acum, nu știți, a mai încercat cineva să mai transfere tot cripto? Nu, avem așa informație. Nu, mă înțeleg, dar există o sumă limită sau nu contează suma? Nu contează. Uh-huh. Am înțeles. Bun, mersi atunci. Zi bună. Deci, după cum ați văzut, a zis că se poate, nu știu cât e de sigur, pentru că nu știu cât de mult am înțeles diferența între un exchange crypto și site-uri cu pariuri sau jocuri cu noroc, dar a zis că se poate. PCR. Pentru limba. Lăsați 1. For English, press 2. Alo, bună ziua. Da. Aș avea o întrebare, dacă mă puteți ajuta. Da. Deci aș vrea să scot o anumită sumă dintr-un exchange crypto pe contul băncii. Ar fi posibil așa ceva? Nu, banca noastră nu acceptă asemenea tranzacții. Ați mai încercat, adică a mai încercat cineva și a fost blocat? Deci nu se acceptă asemenea tranzacții. Absolut. Am înțeles, dar din ce motiv? Pur și simplu, banca nu lucrează cu asemenea tranzacții. Uh-huh. Nu știu, încercați alte bănci, dar noi, deci nu indiferent de sumă. Indiferent de sumă. Uh-huh, am înțeles. Bine, mersi, o zi bună. Da, deci, și a cincea bancă a zis că nu acceptă astfel de tranzacții, indiferent de sumă. Bine ați venit la serviciul suport clienți.
Pentru limba română, tastați 1. Pentru informații cu privire la carduri bancare, tastați 1. Pentru informații cu privire la post terminal. Alo, bună ziua! Aș avea o întrebare, dacă mă puteți ajuta. Vreau să scot o anumit sumă dintr-un exchange crypto, dar că este pe exchange euro, pe contul bancar, dacă este posibil. Sunteți client a băncii? Nu sunt client, dar de asta și caut acum. Întreb unde ar fi posibil, în caz că îmi deschid un cont la banca dumneavoastră. E legat cu criptovalută? Păi da, e legat de cripto, doar că eu nu transfer cripto, dar criptomoneda o convertesc în euro și transfer euro. Nu contează, că politica internă băncii nu acceptă astfel de transfer. Am înțeles. Este o sumă sau indiferent de sumă? Indiferent de sumă. Uh-huh, am înțeles. Bine, atunci o zi bună. La revedere. Pentru limba română, să stați 1. La ruscava iuzuca, nașmite 2. Alo, bună ziua! O întrebare, dacă mă puteți ajuta. Aș vrea să scot dintr-un exchange crypto o anumită sumă pe un cont bancar la banca dumneavoastră. Ar fi posibil? Să scoateți criptovalută, nu? Nu scot criptovalută. Criptovalută o convertesc în euro pe exchange, de pe exchange trimit euro pe cont bancar. Vă rog frumos, dumneavoastră doriți pe cont care îl aveți dumneavoastră, convertați în euro sau dolari și deja transferați pe un cont card, da? Cont de card. Da, ideea că unele bănci, dintr anumite motive, nu accept să primească o tranzacție de pe exchanger. Și de asta mă interesez. Deci vă spun că nu o să fie posibil nici la noi. Din ce motiv? Sau până acum a mai fost alte persoane? Nu, deci însăși pe teritoriul Republicii Moldova nu se acceptă genuri de transferul dat cu ceea ce este legat cu criptovaluta. Mă înțeles, da. Și aici să trebuiască documente confirmative în baza la ce faceți dumneavoastră și cum. Și nu o să fie posibil. Păi dacă arăt documentele? Nu, înțelegeți că nu se acceptă teritoriul Republicii Moldova pe așa tip de transferuri. Însăși criptovaluta nu este disponibil. Uh-huh. Am înțeles. Bine, mersi atunci. Zi bună. Zi bună. Deci, încă o bancă care a zis că pe teritoriul Republicii Moldova nu se acceptă tranzacțiile cu cripto. Bună ziua. Alo, bună ziua. Da. Aș avea o întrebare, dacă mă puteți ajuta. Vreau să extrag o anumită sumă dintr-un exchange de cripto pe contul băncii și vă spun dacă este posibil această operațiune, dacă nu va fi blocată de bancă. Nu pot să vă spun, fiindcă asta depinde de... Dar să înțeleg măcar aproximativ de ce sumă merge vorba. Să zicem 10.000 de euro. Mm-hmm. Ok, așteptați în fir. Ok. Da, vă ascult. Dumneavoastră la ce scurs au de servicii? Păi acum nu sunt clientul băncii, doar sunt la mai multe bănci să întreb pentru că unele acceptă, unele nu și mă interesez. Din păcate nu pot să dau eu răspuns la întrebarea dată, de asta am vrut să vă redirecționez către scursal unde vezi servicii. Da, nu cunoașteți până acum a mai scos cineva? Adică n-a fost blocat? Nu, sincer. Am înțeles. Bun, mersi mult atunci. Da, zi bună. Deci, după cum ați auzit, și ultima bancă cu care am vorbit, la fel, n-a zis că nu, dar nici da, cam asta-i. Deci, după ce am sunat 8 bănci, am discutat cu ei, pot face o listă și pot zice mai întâi cele care sigur nu acceptă, care mi-au zis că ei nu acceptă așa ceva. Ei sunt, politica băncii este împotriva cripto. Și astea sunt Moldincom Bank, BCR, Commerzbank și ProCredit Bank.
După sunt alte câteva bănci care au zis că se poate, dar nu sunt siguri, n-au zis ceva sigur. Astea sunt MAIB, Moldova Growing Bank, Victoria Bank, mi-a zis că se poate și a zis că revine cu un apel, dar n-a mai revenit. La OTP Bank mi-a zis că sigur se poate, că n-ar fi nicio problemă. Și la Exim Bank mi-a zis că posibil, dar nu știu, e sigur, că ar trebui discutat mai mult pe această temă și tot așa. Deci, după cum vedem, nici băncile nu sunt chiar atât de deschise față de cripto. Este un domeniu încă foarte la început, practic, doar 4% din populația globului deține sau are un wallet de cripto, chiar și nu e destul să ai un wallet, pentru că unii pot avea wallet-uri, dar să nu aibă nimic sau foarte puțin pe ei, pe wallet. Și practic, dacă în Moldova acest segment nu este reglementat, nici băncile cumva nu știu ce poziție să ia față de cripto. Dar, după părerea mea, dacă ar aduce specialiști buni să vadă cum pot dezvolta acest domeniu aici în Moldova, pentru că până acum avem tot felul de țări din America de Sud, spre exemplu, sau mai sunt alte țări, spre exemplu, acum am auzit că și Portugalia a legalizat, Ucraina într-un anumit fel a legalizat. Eu cred că dacă Moldova ar face pași mai rapizi în această direcție, noi fiind aici în Europa, cred că am avea de câștigat, mai ales că nu cunosc toate legile, dar presupun că dacă nu suntem în Uniunea Europeană, posibil ar putea decurge mult mai rapid acest proces, pentru că nu trebuie să ții cont de părerile altor țări din comunitate. Și cam asta ce a fost pe astăzi. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like. În comentarii puteți scrie ce experiență voi aveți cu băncile, dacă ați extras, dacă ați fost vorbiți cu ei, ce v-au zis. Și ne mai auzim într-un alt video. Numai bine, pa, pa!